pentru că suntem și în seara aceasta în casa Domnului și lângă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze toți consetenii care ați venit și în seara aceasta ca să ne bucurăm aici împreună și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm laudele care copiii, tinerii și frații din Lugoj au pregătit pentru această seară. Domnul să vă binecuvinteze pe toți care ați venit în seara aceasta. Îndeoseb vrem să salutăm pe frații noștri de la Lugoj care au venit. Domnul să-i binecuvinteze. Am așteptat pe fratele Ionel Tuțac, trebuia să vină, dar vedem că n-a ajuns. Spun frații că trebuia să meargă urgent în altă parte și Domnul să-l binecuvinteze acolo unde se află și pe frații noștri care au venit. Ne vom bucura și fratele păstor tânăr va sluji din cuvântul Domnului și a ceea ce Domnul i-a pus la urmă în inime. Îi vom asculta și pe frații noștri grupul Gedeon, așa-i. Domnul să-i binecuvinteze, vom asculta și pe ei și avem un frate care este în Parlamentul României, Ioan Iovescu, Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Și ne bucurăm că e în seara aceasta împreună cu noi. Împreună cu noi și un prieten al nostru, un consătean care mult nu ne ajută el, dar pune o vorbă bună acolo unde trebuie ca să căpătăm ajutor de la Comuna Alibunari. Prietenul nostru și al Bisericii, domnul Pența, domnul Ilia Pența, Domnul să-l binecuvinteze și pe el în seara aceasta. Și surorile noastre din satul nou, Domnul să le binecuvinteze și pe ele. Și tot vrem aceea ce facem, să facem pentru slava și gloria lui Dumnezeu. La început, ca și în toată seara, copiii vor avea o cântare și atunci tinerii vor avea trei sau două cu instrumentele și una cântă sau trei cu instrumentele cum ei vreau și după aceea dăm programul fraților noștri de la Lugoj, tot aceea ce Domnul le-a pus la inimă ca să ne slujească și să laude și să ne bucurăm împreună în seara aceasta. Poftiți, copii! Sunt prea mic să fiu încă luptător sau printre cercători sau încercători. Sunt prea mic să duc arcul Domnului, dar sunt în armata Lui. Armata Domnului cântă. Sunt prea mic să fiu încă luptător sau printre trăgători, sau înțelegători. Sunt prea mic să duc arcul Domnului, dar sunt în armata Lui. Sunt în armata Lui, armata Domnului. Sunt prea mic să fiu între luptători, sau printre trăgători, sau Sau prin
Ajută-ne ca ceea ce am cântat să fie o realitate a vieții noastre, să nu fie doar un simplu fapt, să spunem că recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân, dar atunci când plecăm de aici așa, să uităm de El, să uităm că în fiecare zi inima noastră, înainte să bată în pieptul nostru, își cere voie de la Dumnezeu, dacă se bată sus. Jesus, in love.
Iisus Hristos și astăzi să ne salveze, nu și cine, oricât de mare ar fi povara păcatului lui și oricât de apăsat ar fi, iar aceeași putere ca și acum 2000 de ani, doar că credința noastră să fie mai mare. Dumnezeu să ne ajute. Cuvântul Domnului în Psalmul 2 ne spune așa: temeți-vă de Fiul și dați-i slavă ca să nu se aprinde mânia Lui și să periți pe calea voastră. Cu aproximativ 108 ani în urmă, undeva în sudul Italiei, un înțelept al veacului de atunci a îndrăznit să publice într-o revistă un articol denigrator la adresa Domnului nostru Iisus Hristos. El a aruncat cu noroi în sărbătoarea nașterii Lui, a contestat sfințenia Lui, dumnezeirea Lui, precum și calitatea Lui de Creator. Mai mult, în nebunia Lui, a cerut o dovadă a existenței Lui Dumnezeu și, de dovadă, a cerut ca locul acela unde era să se cutremure. Întrucât această jignire, această ofensă a fost adusă la adresa Lui Dumnezeu în mod public, Dumnezeu, în sfințenia Lui și în dreptatea și în înțelepciunea Lui, a socotit să răspundă tot într-un mod public la această provocare din partea acestui om. Și mă gândesc că nu pentru păcatul acesta Dumnezeu a zguduit acea localitate din sudul Italiei pe nume Messina, și mă gândesc mai degrabă că ofensa care a adus-o lui Dumnezeu a fost picătura care a umplut paharul nelegiuirii din acel loc. Messina. Era în 1908. Pe străzile orașului Messina, în pragul de Crăciun, o spaimă grea gonea din inimi pacea și lumina. Căci toți știau de acum că un poet semnase într-o revistă de înfruntare un violent și îndrăzneț pamflet, zvârlind noroi în marea sărbătoare. O, pruncule, scrisese pamfletarul, nu ți-e de ajuns mileniu cu mileniu să fii privit, deși născut în staul, ca omul cel mai sfânt și mai de geniu.
Vorbesc despre câteva lucruri și, în primul rând, despre faptul că noi credem. Există cineva aici care nu crede că Dumnezeu există? Nu, nu toată lumea crede că există. Problema este că nu toți ne încredem. Și eu am experimentat lucrul acesta, mi-am dorit foarte mult să ajung în politică și am candidat de 4 ori. Credința, aveam încredere, a început să se fie mai mare, că am nevoie de Dumnezeu și 2004, când rezultatul a fost foarte slab, trebuie să fac lucrul ăsta, dar am evitat totuși să merg mult mai mult în biserică decât am mers până atunci. Frecventam Biserica Harul, între timp soția s-a botezat la Biserica Harul din Lugoș și eu mergeam alături de ea, dar nu cu o trăire deosebită. Era foarte greu și n-am avut credința de acum ca să spun, să spun în gura mare, uitați, eu o să fiu al doilea senator. L-am spus familia, am spus la fratele Țuțan. Ziceam, ok, dacă voi ajunge să aveți atâta senatorie, e bine. A venit ziua alegerilor, a venit ziua de luni, în care am aflat rezultatele, eram într-adevăr cu cele mai bune rezultate pe partid de la județul Timiș și dacă partidul meu avea un senator, eu eram acela. Problema era că s-au anunțat și numărul de senatori. S-au anunțat numărul, că numărul este 19 senatori și 49 de deputați. În momentul ăla, de aceea alt îndemn, care vreau să vă adresez, să fim mulțumiți cu ce avem. Eu am căzut pe genunchi, am mulțumit Domnului că eram primul pe Timiș. Pentru mine era o mare realizare. Am avut 8600 de voturi. Era foarte mult, totuși, pentru ceea ce speram eu, numărul care mă legam că o să-l obțin și am mulțumit Domnului pentru ce aveam atunci, în momentul ăla, și nu l-am tras de mâini, cum poate vi se pare fie, Doamne, Tu m-ai descoperit, mi-ai spus că o să fiu al 20-lea, ăștia sunt numai 19, cum vine asta? Sau să mă îndoiesc că pot să nu fiu mulțumitor. Am fost mulțumitor și vă îndemn și până astăzi să faceți acest lucru în viața noastră, adică asta avem acum, cu asta să fim mulțumiți, să ne gândim că altul nu are nici acel ceva. Eu poate am un picior și sunt nemulțumit, dar poate altul nu are niciunul sau a mers nu-s așa bune. Deci, să fim mulțumitori pentru ce avem. Mâine zi, în noaptea de luni sau în seara de luni, probabil așa, când au refăcut calcule, mâine zi când s-a anunțat că partidul meu are 21 de senatori și s-a schimbat numărul, era numai 47 de deputați. Și cel mai important este că în momentul când s-a dat sticlă la televizor, clasamentul și exact numele fiecăruia, nu eram nici al 19-lea, nici al 21-lea. Și eram exact pe poziția 20. După acest m-am bucurat foarte mult, bineînțeles, am mulțumit Domnului și fratele Tuțan, care mi-a zis, acum cred că nu mai stai pe gânduri, chiar e și senator, chiar e și pe poziția 20, dar știi, frate, că mai o voce mi-a vorbit așa și a spus ca să mai stau, să mai merg pe la biserici, că eu, fiind ortodox, să merg acolo, să-i convinc pe oameni să se pocăiască, să creadă mai mult în Dumnezeu. Și am început să fac lucrul ăsta, dar slavă Dumnezeu că nu a durat foarte mult până când în Biserica Harul a venit un cântăreț din America, John Boss. A cântat foarte frumos, ca și băieții noștri. A vorbit puțin, dar în cuvintele care le-a vorbit m-a lăsat cu capul în pământ și am ridicat mâna și am început să plâng acolo și dau slavă lui Dumnezeu că n-am stat tot anul 2013 ca să nu fac legământul cu Domnul Iisus și în data de 23 iunie 2013, la Comunia Duhului Sfânt, l-am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal al Botezului. O să vă spun că schimbarea s-a produs în timp, dar schimbarea radicală și totală a fost în momentul când am ridicat mâna. Când am căzut cu capul în jos și am început să plâng în biserică pentru prima dată și atunci am simțit că inima mea s-a schimbat.
Și inima mea este alt îndemn, a devenit în primul rând foarte iertătoare. Toți cei pe care eram supărați, prin diferite motive. N-au mai fost, n-am mai simțit acea apăsare care o simțim când suntem supărați pe cineva. Atunci m-am gândit imediat că noi în fiecare zi facem juruința de fapt. Când spunem rugăciunea Tatăl nostru, spunem și ne iartă nouă greșelile noastre cum? Precum și noi iertăm greșelilor noștri. Însă ce important este că eu am pacea asta în suflet și nu mai am... E o ură, e ceva care te mănâncă în momentul când ai ceva cu vecinul. Deci chiar dacă el nu merită să-l ierți, tu meriți să-l ierți ca să-ți faci ție un lucru bun și în momentul când ai făcut lucrul acesta, inima ta se golește de acea ură, să zicem, dar se umple de altceva. Și iar alt cuvânt care vreau să-l spun este dragostea. Avem nevoie să ne umplem inima de dragoste. De dragoste pentru Dumnezeu, de dragoste pentru aproapele nostru. Dacă ne-am umplut inima de dragoste, automat, alături de dragoste, nu mai poate să fie lucruri rele decât lucruri bune. Și eu dau slavă lui Dumnezeu că simt adânc în sufletul meu că am și credință, am și încredere, am și mulțumit, că acum și culmea să nu fiu mulțumit în poziția care eu sunt, dar am și o inimă iertătoare și plină de dragoste, dar am și o nemulțumire, să zic așa, legat de faptul că sunt în Parlament și noi suntem aproape 600 în România de parlamentari și doar 6 suntem din rândul neoprotestanților sau, să zicem, maxim 10, care mergem în fiecare marți acolo prin fratele Dubulescu, 1996 s-au înființat în Parlament grupul ecumenic de rugăciune. A fost o inițiativă extraordinară, ea există în continuare, dar din păcate vreau și până astăzi să vă rugați ca tot mai mulți dintre parlamentari, sau dumneavoastră când alegeți aici în Serbia, când faceți alegeri, să încercați să alegeți oameni cu dragoste de Dumnezeu, mi-e place să spun, nu cu teamă, deși și teama este un subiect care frații poate să dezbate ce-i mai bine să fie teamă, să... Eu cred că e foarte important. Yeah.
ajute, să vă ajute și pe voi care ați cântat lucrul acesta, să dați lui Dumnezeu, ca cum a spus Iisus Hristos, dați lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu și dați Cezarului ce este în Cezar. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, dragi români, îmi place să mă adresez dumneavoastră așa, în această comunitate, mă bucur foarte mult că Dumnezeu mi-a dat harul și posibilitatea împreună cu un grup de frați din România să vă facem bucuria și să ne faceți bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră la părtășie în această seară. Așa cum spunea pastorul dumneavoastră, trebuia să fie fratele Nelu Tuțac, președintele comunității noastre de baptiști și Dumnezeu așa a făcut și a căzut de cuvință că în această seară dânsul trebuie să fie într-un alt loc și trebuie să fim noi ca să vă slujim și mai cu seamă să fiu eu cel care împarte cuvântul adevărului. Vreau să vă spun numele meu. Numele meu este Teofil Ferciuc. Sunt tot din Lugoj împreună cu acești minunați frați care m-au însoțit. Unii sunt membri la Biserica Baptistă Haru, Biserica Mamă, biserica cea mai mare din Lugoj. Iar prin Harul Dumnezeu, eu cu băieții care am cântat în această seară, slujim într-o biserică mai mică, undeva într-un cartier mai sărac, la periferia Lugojului, tot o biserică baptistă, numele ei este Pâinea Vieții, acolo unde slujesc în calitate de misionar cu fratele păstor Gigel Olariu. Aș dori ca, în primul rând, să vă aduc saluturile noastre și să vă dorim harul și pacea lui Dumnezeu să fie înmulțite aceea în Serbia și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aș dori să vă dau salutul bisericii noastre, care îl puteți găsi împreună cu mine, în cartea Iosua, la capitolul 1, versetul 8. Un verset extraordinar care spune pentru noi toți așa. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Amin. Amin. Cartea aceasta legii este această carte care în această seară o țin în fața dumneavoastră, o țin în mâinile mele în fața dumneavoastră și din cartea aceasta aș dori să vă vorbesc. N-aș dori să vorbesc nimic de la mine, n-am venit să vă spun cum este viața în România, probabil că știți de pe la posturile de radio sau televiziunile românești, probabil că nici eu nu voi afla foarte multe despre Serbia în seara aceasta. Este pentru a doua sau a treia oară în care am ocazia să vin în această seară, dar pentru prima oară, în calitate de predicator al Cuvântului Dumnezeu, în biserica dumneavoastră. Și de aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe mine și Dumnezeu să-mi dea cuvânt potrivit pentru starea dumneavoastră și pentru starea inimilor dumneavoastră. Aș dori să vă întreb, mi se pare cumva într-un mod mai neobișnuit să fiu într-o țară străină și totuși să predic în limba română. Mă înțelegeți ce spun? Slăvit să fie Domnul. Care știe limba română, vă rog să ridicați mâna sus. Vă mulțumesc din toată inima. Mă face să mă simt ca și când aș predica la mine la biserică și aș fi acasă. Slăvit să fie Domnul că, vedeți dumneavoastră, oriunde mergem, suntem ca și acasă. Știți din ce motiv? Avem același Domn, Domnul Iisus Hristos. Aceasta este un lucru extraordinar, să te aduni cu frați în nenumărate biserici, nenumărate orașe, nenumărate țări și să nu te știi, dar să știi că ai același Domn, Domnul Iisus Hristos. Și în această seară aș vrea să vă arăt câteva lucruri despre acest Domn căruia ne închinăm cu toții. Câteva lucruri despre mine. Soția mea nu este nici româncă, nici sârboaică. Soția mea este, aș fi cel mai bine intenționat să vă spun că nu știu. Soția mea este născută în Crimeea, fostă Ucraina, actuală Rusia de anul trecut. Este singura persoană din Republica Autonomă a Crimeea în România. Și când îi fac
actele soției mele și deseori mergem pe la poliția de străini, la centru de evidențiere, oamenii de acolo ne întreabă, dar de unde e soția dumneavoastră? Dacă spun că este din Ucraina, greșesc, pentru că actual este din Rusia. Dacă spun că este din Rusia, actele ei încă arată că este ucrainiancă, pentru că nici statul ucrainian și nici țările membre Uniunii Europene nu o recunosc ca fiind Rusia. Și așa că eu sunt singurul om care spun, nu știu de unde este soția mea. Însă știu locul unde aparține. Locul ei este în inima mea și în această seară vreau să vă spun că cel puțin am o persoană care știu că se roagă pentru mine. Ea este acasă. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă una într-un trup și într-un duh. Și cel mai important este ca Evanghelia Lui să fie vie în inimile noastre. Iubiții mei prieteni, ceea ce vreau în această seară să vă vorbesc este despre două locuri, două atitudini ale inimii și doi domni. Samuel, în timp ce noi cântam, vă spunea că în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, de multe ori Domnul Iisus Hristos vorbește despre iad. Domnul Iisus Hristos a vorbit și despre rai. Dar această seară vreau să vă prezint un episod din cartea Evanghelistului Luca, relatat prin însuși Duhul Domnului Iisus Hristos, care ne vorbește tuturora că există două lucruri în viața aceasta. Un lucru care te poate duce lângă Dumnezeu. Credința prin Iisus Hristos și pocăința prin cuvânt față de păcat și o viață trăită în imoralitate, în păcat care te poate duce în iad. Pe mulți dintre oameni acest fapt i-a cercetat de-a lungul vieții și au scos care de care cele mai năstrușnice idei. Cumva că viața se termină și nu mai există nimic după moarte. Sau poate că omul se va reîncarna într-un animal sau într-o altă persoană, într-o altă viață. Dar nimeni neștiind cu adevărat ce se va întâmpla după această viață. Vreau să vă spun că noi care credem că Biblia este cartea inspirată total de Dumnezeu, în această seară ne dă răspuns ce se va întâmpla cu Duhul nostru după ce noi vom termina viața și alergarea pe acest pământ. Textului, Scriptura spune, între noi și voi e o prăpastie mare. Chiar dacă cineva ar vrea să treacă de la noi la voi sau de la voi la noi, să nu poată. Dacă bogatul ar fi fost un om îndeleticit cu rugăciunea pe acest pământ și s-ar fi gândit, Doamne, am nevoie și de Tine în afara de bogățiile mele. Și într-o altă parte, un alt evanghelist prin care Domnul Iisus Hristos ne vorbește, spune că s-a gândit un om, atât de mult mi-a rodit țarina, o să-mi sparg hambarele, o să fac altele mai mari. Și după ce voi face toate aceste lucruri, știți ce voi spune? Suflete, mănâncă, bea și veselește-te, că ai bogăție pentru mulți ani. Dar s-a auzit un glas care a zis, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și toate aceste lucruri cui vor rămâne? Poate că ești un om care a investit în viața aceasta mult. A investit pentru copiii, pentru nepoții dumitale, ca ei să aibă o situație bună. Dar în seara aceasta Dumnezeu nu-ți spune ca acelui om care i-a luat viața, nebunule, îți spune, fiule, dacă tu mori noaptea aceasta, lucrurile acestea cui vei rămâne? N-ai vrea ca să ai siguranța mântuirii? N-ai vrea ca să fii un om care se roagă în această viață acum, cât este timp, și nu atunci când ajunge în imposibilitatea să mai faci ceva? Omul este obișnuit să alerge la Dumnezeu doar atunci când nu mai poate să facă nimic. Când eram la vârsta de 14 ani, m-am îmbolnăvit foarte rău. Și în zona abdominală, medicii mi-au găsit un ganglion canceros. Analizele mele au fost trimise la Budapesta, la Viena și la București, în România. Și în timp ce eram bolnav și am simțit moartea, eram un adolescent,
tatăl meu, mama mea și toate bisericile din jur au început să se roage cu foc pentru mine. Tata a început să-și ia ochii de la lucrurile lui pământești și s-a uitat spre cer la ținta la Dumnezeu. Și au cerut îndurarea lui Dumnezeu și faptul că astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră, e harul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Trebuia să fiu mort și totuși sunt în viață. Au fost oameni care și-au ridicat într-un timp prielnic ochii spre cer. În această seară îți spun să-ți ridici ochii spre cer astăzi. Mâine târziu. Mâine poate să fie târziu pentru fiecare. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8, cuvântul spune, între om și Dumnezeu e un singur mijlocitor. Omul, Iisus Hristos. A murit ca păcatele mele și păcatele dumitale să fie iertate. În această seară ar trebui ca să fie recunoscător. Ar trebui să spui, Doamne, nimic pentru mine, așa cum a spus omul Dumnezeu Avram altădată. Totul pentru Tine. Mi-ai dat toate lucrurile. Am avut. Nu cred că e cineva între dumneavoastră care a ajuns în situația acestui sărac, Lazar, să ajungă să-și ceară pâinea din milă. Cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți. Așa-i? Slăviți să fie Domnul. N-ar trebui să avem o inimă mulțumitoare? N-ar trebui să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu? Să spunem, Doamne, chiar dacă nu Ți-am câștigat până acum, aș vrea să Te câștig de acum înainte. Aș vrea ca viața mea din seara aceasta să iau o altă întorsătură. Poate n-ai vorbit cu un vecin, cu o rudenie a dumitale, un an, doi, cinci ani. Am avut om care mi-a zis, de 20 de ani nu vorbesc cu sora mea. Și după 20 de ani Dumnezeu l-a cercetat și s-a împăcat cu ea. E slava lui Dumnezeu între noi în această seară. Și Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești. Cuvântul zice în încheiere, rogu-te, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar să se ducă din morți. Și ăsta lucru care vreau să închei. Să le spună, știți ce să facă? Să se pocăiască. Să nu credeți că am venit în această seară să vă spun eu să vă pocăiți. Biblia vă spune să vă pocăiți. Și omul acesta, bogat, a învățat un singur lucru. Și l-a aplicat în dreptul lui. Pentru el e prea târziu. Pentru mine și pentru dumneata nu e prea târziu. În seara aceasta încă se poate. Și a zis, trimite pe Lazar că dacă se va duce cineva din morți, spune cuvântul, o să se pocăiască. Și Lazar, Avram i-a spus, dacă are pe Moise și pe proroci, chiar dacă s-ar duce cineva din morți, eu îți spun, că tot nu o să se pocăiască. Și omul acesta insista, ba da, dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi. Vreau să vă întreb, dacă ați vedea vreo minune și vreun om mor de 10-15 ani să vină în biserică, în seara aceasta între noi și să spună, oameni buni, schimbați-vă viața, îi vale pe lumea altă, se întâmplă nenorociri mari, îi chin, îi văpaie, așa cum descrie Sfânta Scriptură. Vreau să vă întreb, v-ați schimba viața dacă ați vedea unul de acolo venind? Eu vă spun scriptural, chiar dacă ar veni un om din morți, nu își va schimba viața. Spune cuvântul Evanghelia după Matei, la capitolul 27, nu mai este timp, dar citiți acasă. Că atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, s-a rupt perdeaua dinăuntrul templului, de sus până jos, lucru care a arătat că s-a îndepărtat vrăjmășia dintre om și Dumnezeu. Și prin Iisus Hristos s-a făcut împăcarea prin care eu și dumneata o putem în această seară accepta. Și spune Scriptura, s-au deschis mormintele și s-au ridicat oameni care s-au arătat preoților celor mai de seamă în templu. Credeți că s-au pocăit și atunci? Nu. Singurul lucru care ne motivează în această seară la pocăință este dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, omule, nu vezi tu că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? Doamne, dar de ce să mă pocăiesc? Să fiu ca respectivul care nu trăiește viața? Ăla care minte? Păi eu mai bine stau așa, religia mea. În religia asta m-am născut și în religia asta mor. Dragul meu prieten, nu-L interesează pe Dumnezeu lucrurile acestea. Fiecare va da socoteală pentru ei. Cât despre dumneatale, aș vrea tare mult ca în ziua revederii cu Domnul Iisus Hristos să știu, am fost, am predicat în această seară aici și te voi revedea în cer. Nu-L interesează pe Dumnezeu dacă cu tare sau cu tare nu-și trăiește viața după voia Lui. Tu
în dreptul tău, ce poți să spui în această seară? L-am acceptat pe Iisus și l-am primit. Și Domnul care spune, vină, slugă bună și credincioasă, sau într-o zi poți să auzi, nu l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos, pleacă de la mine că nu te cunosc. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze pe toți, în bunătatea Lui. Și nu frica, iubiții mei, ci dragostea lui Dumnezeu să ne îndemne la pocăință. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că în această seară m-ați primit să vă predic Evanghelia. M-am bucurat și îl consider un har de la Dumnezeu că în această seară am fost împreună cu dumneavoastră. Dar l-aș considera un har și mai mare ca într-o zi să ne reîntâlnim cu toți în cer. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute acest lucru. Amin. Amin. Mulțumim fratelui pentru minunatele cuvinte care Domnul le-a vorbit prin el și așa cum am început cu celul binecuvântare, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ne sculăm pe picioare și vreau pe fratele Mihai să mulțumească Domnului.